A doua parte a vaccinării naționale a început însă cu platforma de programare blocată. Deși autoritățile au dat asigurări că totul va merge șnur, site-ul se deschidea, dar nu se puteau face programări. După ce au apărut mai multe erori, a fost închis temporar. Serviciul de telecomunicații speciale, instituția care a proiectat platforma, a anunțat în urmă cu puțin timp că aceasta este din nou funcțională și că noua versiune este mai ușor de accesat pentru vârstnici și pentru cei cu afecțiuni cronice. La ora 15, peste 5 milioane de români ar fi trebuit să se poată programa pe platforma de vaccinare. Doar că... Deci e ora 3 și 3 minute și platforma deocamdată nu poate să ofere opțiunea de a programa angajații. Încă primim mesajele potrivit cărora, între orele 13 și 15, aplicația de programare este actualizată pentru deschiderea etapei a doua. Un sfert de oră mai târziu sunt afișate centrele de vaccinare. Din cele 6 apărute pentru București, 2 nu aveau locuri disponibile. Acesta este calendarul, iar primele locuri libere sunt începând din data de 16 ianuarie. Vedem aici toate aceste căsuțe albe. Ne indică faptul că sunt locuri libere în datele respective. Stai puțin, că nu funcționează. Nu funcționează? Dacă a fost, nu se întâmplă nimic. După altă jumătate de oră, platforma începe să dea erori, iar la ora 16 nu mai funcționează deloc. Ne cerem scuze, vă rugăm să reveniți, a fost mesajul autorităților. Serviciul de telecomunicații speciale, cel care a proiectat platforma, susține că programul informatic nu s-a blocat din cauza numărului mare de accesări și că desfășoară activități tehnice pentru asigurarea funcționării platformei, în condiții de siguranță. Evident, sunt multe încă de recuperat în legătură cu felul în care funcționează platforma în momentul ăsta. Am văzut și eu mai devreme câteva imagini. Știu că sunt câteva zile și nopți de când colegii de la STS lucrează în continuu pentru a adapta și pentru a pregăti această platformă. Este regretabil că în acest moment nu funcționează optim, dar în momentul acesta se lucrează ca lucrurile să meargă din nou așa cum se cuvine. Între timp, la Spitalul Gerota a început vaccinarea personalului Ministerului de Interne din etapa a doua. Am fost prima persoană vaccinată, a fost foarte bine. Sunt fericită că am avut ocazia de a fi prima. Este oportun ca toți să ne vaccinăm și să vedem beneficiile pe care le are acest vaccin. Cei mai mulți dintre românii din etapa a doua se vor putea însă vaccina de săptămâna viitoare. Pe lângă cele 6 centre care acum par funcționale în București, altele sunt în curs de amenajare. Unul va fi deschis în Grand Arena Mall, abia pe 1 februarie. Modul în care judecăm funcționarea acestor centre este în două ture, deci practic să acoperim 16 ore pe zi, iar în funcție de cantitățile de vaccin ce ne sunt puse la dispoziție, luptăm pentru a avea capacitatea de a vaccina, așa cum se întâmplă și în alte state, 24 de ore din 24. Autoritățile au anunțat totuși că trimit echipe mobile în centrele de bătrâni, chiar de astăzi, pentru ca vârstnicii să fie vaccinați cât mai repede. Iată cum au decurs lucrurile la un centru din Cluj. Să nu fie frică, că nu doare, nu-i nimic. Bine? Da. Să rămasez, bine? Ține, nu va acolo. Acum mă bucur că a venit vaccin și a venit chiar repede. Numai bine, spre bine poate fi, că nimeni nu caută să ne facă rău, numai bine. Și personalul a fost imunizat. Am ales să vaccinăm ca să ne imunizăm. Imunitatea înseamnă viață. Deci ne este dor de viața dinainte, ne este dor de îmbrățișările cu membrii familiei, ne este dor absolut de realitate, să revenim la normal. Programările se pot face direct pe platformă, prin angajator, medic de familie, direcții de asistență socială sau la call center-urile ale căror numere le găsiți pe www.vaccinare.gov.ro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.